Ana, sunt epuizat. Am nevoie de o pauză. În cele din urmă, s-ar putea să fiu deprimată. Ana se uită confuză la soțul ei. Andrei, ce vrei să spui cu deprimat? Am economisit acești bani împreună pentru a merge la mare. Nu-i așa? Am așteptat această zi, iar acum îmi spui că trebuie să mai așteptăm puțin pentru că nu-ți poți lua liber de la serviciu. Ana începea să se enerveze. Dar nu ne-am înțeles niciodată asupra unui moment anume. De ce ți-ai luat timp liber acum, când eu nu pot pleca? Ești deosebit de proastă azi. Ți-am spus, sunt obosită. M-am săturat de frig și de vremea asta îngrozitoare. Vreau să mă odihnesc, la mare, așa cum am plănuit. Și cum rămâne cu mine? Andrei a ridicat din umeri. Ei bine, dacă e să fim logici, nu vei pleca. Oricum nu poți pleca. Nici măcar nu înțeleg de ce ne certăm. Eu sunt capul familiei și eu decid ce se întâmplă în casa noastră. Ana l-a privit neîncrezătoare în timp ce își împacheta lucrurile. Nu, Andrei nu glumea. Chiar plănuia să meargă la mare singur, fără ea. Andrei, este nedrept. Am economisit aici bani împreună. Așa că ia doar jumătate, iar când voi avea timp liber, voi merge și eu la mare. Andrei s-a așezat în fața ei. Nu înțeleg ce vrei. Vrei să nu mă duc nicăieri? Sau să am o cădere nervoasă? Cum ar trebui să împart banii? Dacă nu am suficienți, ce te aștepți să fac atunci într-o țară străină? Uite, dacă a mai rămas ceva, îi voi aduce înapoi. Dar, Ana, te rog nu-mi strica dispoziția înainte de călătorie. M-am hotărât deja și am bilete pentru diseară. Ana nu mai putea spune niciun cuvânt. Se sufoca de emoții și ieși din cameră ca să nu-și vadă soțul plecând. Bănuse de ceva vreme că ceva nu era în regulă cu el în ultima vreme. Dar ce putea fi? În mintea ei, acest lucru depășea orice rațiune. Ana a decis să se gândească la situație cu calm. Oare exagerase? Poate că, uneori, soții și soțiile merg la mare separat. Ușa s-a trântit, iar Ana a tresărit. Chiar plecase fără măcar să-și ia rămas bun? Nu se putea. A ieșit din cameră și și-a dat seama că putea fi. Ana era pe punctul de a plânge când a observat ceva strălucind pe masă. Andrei își uitase telefonul. Își setase o parolă cu mult timp în urmă, dar mesajul care a apărut a rămas pe ecran suficient de mult pentru ca ea să-l citească. Scumpo, sunt deja la aeroport. Te aștept la cafenea. Ușa de la intrare s-a deschis brusc, iar Andrei a intrat, uitându-se la ea cu suspiciune. Și-a luat telefonul și-a pupat-o pe obraz. Să nu-ți fie prea dor de mine, nu voi lipsi mult timp. Ana a încremenit, ca o statuie de piatră, apoi s-a îmbrăcat repede și s-a repezit afară, încercând să cheme un taxi. I-a reperat imediat. Erau imposibil de ratat pentru că se comportau ca niște adolescenți îndrăgostiți. Ana și-a acoperit gura cu mâna și s-a holbat la ei. Asta a fost. 5 ani de căsătorie, 5 ani în care au crezut că au o viață bună împreună. Și acum soțul ei își lua amanta într-o călătorie la mare cu banii pe care îi strânseseră împreună, în timp ce ea rămânea în urmă, muncea, venea acasă, îl aștepta să se întoarcă. Nu avea cu cine să vorbească, nu avea cui să ceară sfaturi sau măcar să se descarce. Mama ei decedase când ea avea 18 ani și abia își mai amintea de tatăl ei. Ana a revenit brusc la realitate. Trebuia să facă ceva. Putea să se ducă să-l pălmuiască pe Andrei sau să-i smulgă părul acelei femei. Dar era prea târziu. Ei plecaseră deja, îmbarcându-se în avionul lor. Ana s-a grăbit să iasă din aeroport, cu lacrimile încețoșându-i vederea. Nu putea să vadă nimic. Oamenii se dădeau la o parte din calea ei, speriați, în timp ce Ana continua să se lovească de ei. A cotit brusc pe o alee îngustă, a găsit o bancă acoperită de zăpadă, s-a așezat și, în cele din urmă, a izbucnit în plâns. Ana nu știa cât timp a stat acolo. Și-a revenit abia când și-a dat seama cât de frig era. Nu a fost o surpriză. În timp ce ea stătea și plângea, începuse o furtună de zăpadă. S-a ridicat, a curățat zăpada de pe ea și s-a frecat la oți. Genele îi erau acoperite cu gheață. Probabil că arăta frumos, dar ea nu putea vedea nimic. Era pe punctul de a părăsi aleea când a auzit o voce. Domnișoară, ați putea să mă ajutați, vă rog?
Ea s-a întors, speriată. Vremea și ora din noapte nu erau ideale pentru conversații. În fața ei stătea un bărbat, acoperit de zăpadă. Ana nu-și putea da seama de vârsta lui. Purta ceva de nerecunoscut, de asemenea presărat cu zăpadă. Și cu ce, mai exact, te pot ajuta? A întrebat ea. Să-ți dau bani pentru o băutură? I s-a părut că vede un zâmbet slab. Nu, nu am nevoie de bani pentru o băutură, dar n-aș refuza niște mâncare. Nu-ți voi spune că am ajuns într-o situație groaznică pentru că oricum nu mă vei crede. Dacă mă poți ajuta, grozav. Dacă nu, nu-ți face gris. Și dintr-o dată, Ana a simțit un val de îndrăzneală. Ce faci tu aici? Te ascunzi. Ei bine, ai putea spune și așa. Și pentru cât timp? De câteva zile. Ți s-a întâmplat ceva? Cred că tuturor celor care ajung pe străzi li se întâmplă ceva. Dar în cazul meu, da, ceva s-a întâmplat. Și atâta timp cât sunt aici, nu pot rezolva asta. E un cerc vis. A fluturat din mână. Ana se gândi că bărbatul nu părea chiar atât de bătrân până la urmă. Da, vocea era răgușită, dar probabil pentru că nu mai vorbise de ceva vreme. Ana se simțea ca o adolescentă nesăbuită. Știi ce? Hai să mergem la mine acasă. Poți să te încălzești, iar eu o să-ți fac o masă caldă. Se gândi în sinea ei că oricum nu mai avea pentru cine găti. Ești sigură? Sunt tot un om de pe stradă. Ana făcu semn cu mâna. Vezi vreun prinț pe aici? A chemat un taxi. A redus rapid la tăcere plângerile șoferului când l-a văzut pe omul fără adăpost pe care-l urcase în mașină. O să plătesc dublu. Șoferul s-a liniștit, dar i-a condus la destinație cât de repede a putut. Imediat ce au coborât, a accelerat, probabil temându-se că se vor răzgândi și vor cere să meargă în altă parte. Au urcat la apartamentul ei. Bărbatul a expirat ușurat. E cald. Ana s-a uitat la el. O să încălzesc cina, iar tu poți să te încălzești sau să faci un duș fierbinte, dacă vrei. E un prosop și un halat acolo. Mulțumesc! Îmi dau seama că profit de bunătatea ta, dar voi accepta oferta ta. A trecut prea mult timp fără un duș adecvat. Ana se întrebă de 100 de ori dacă își pierduse mințile și nu găsi niciodată un răspuns, așa că făcu cu mâna. Viața ei se întorsese cu susul în jos, începând de azi. Aproape terminase de pus masa când bărbatul pe care-l luase a ieșit din baie. Ana l-a privit surprinsă, apoi a spus brusc, nu ești fără adăpost. El a râs. Bineînțeles că nu. Am avut doar încredere în oamenii nepotriviți și am intrat într-o încurcătură. Nu mă pot întoarce acum pentru că am probleme mari, dar tu mă poți ajuta. Și cum aș putea face asta? Ei bine, pentru început, hrănindu-mă. Să mă hrănești ar fi minunat, dar nu am putut să nu observ, iartă-mi ochii ascuțiți, că ai un laptop în camera ta. Dacă mai putea lăsa să-l folosesc pentru câteva ore, ți-aș fi foarte recunoscătoare, a spus Nechita. Ana a suspinat. Desigur, nicio problemă, dar mai întâi mănâncă. Ana nu prea înțelegea ce făcea Nechita, cum își spunea el, cu toate acele numere și fișiere de pe laptop. L-a observat în liniște, părea în jur de 35 de ani, mai mult sau mai puțin, cu umeri lați și degete lungi. A observat că unghiile lui erau foarte îngrijite, iar buzele și bărbia erau bine îngrijite. Nu se va supăra soțul tău dacă mă va vedea în halat? A întrebat Nechita cu un zâmbet slab. Ana a răspuns cu un zâmbet trist. Sincer, nu pot să spun. Tocmai a plecat astăzi în vacanță cu amanta lui. Degetele lui Nechita au înghețat deasupra tastaturii și s-a uitat la ea, surprins. Ce vrei să spui? Ana i-a explicat pe scurt situația. Nechita a scuturat din cap. Credeam că astfel de lucruri se întâmplă doar în filme. Deci, ce ai de gând să faci? A întrebat el. Am opțiuni? Bineînțeles, voi cere divorțul. Și apartamentul? Este al meu, moștenit de la părinții mei. E singurul lucru care mi-a rămas. Nu am familie, așa că va trebui să mă descurc singură cu soțul meu. Nechita a scuturat din nou din cap și s-a întors la laptop. Ana putea vedea că primea emailuri,
iar Nechita se concentra asupra muncii sale. Ana, între timp, a adormit în cele din urmă fără să-și dea seama. A fost trezită de sunetul unei alarme. Lângă ea, ecranul laptopului strălucea cu un mesaj. Mi-am luat libertatea de a seta o alarmă pentru tine. Mulțumesc mult! M-ai salvat! Ne vom mai întâlni cu siguranță. Voi închide ușa în urma mea. Și asta a fost tot. Ana a simțit brusc un val de tristețe, ca și cum ar fi pierdut ceva prețios. S-a plimbat în bucătărie să-și facă o cafea. Soțul ei, Nechita. Nimic din toate acestea nu mai conta. 2 săptămâni trecuseră repede. Ana se apucase de toată munca pe care o putea face, stând până târziu noapte doar pentru a se epuiza suficient încât să ajungă acasă și să se prăbușească în pat. Chiar și colegii ei o întrebau pentru ce achiziție mare economisea, având în vedere că muncea până la moarte. Ana răspundea doar zâmbind. La o zi după plecarea lui Andrei, ea a intentat divorț. Încet, împachetase toate lucrurile lui, inclusiv halatul pe care îl purtase Nechita. Nu mai rămăsese decât să predea actele de divorț, să-i dea lucrurile lui și să uite. Schimbase chiar și încuietorile. Totuși, în mod ciudat, se gândea mai mult la Nechita decât la Andrei. Se așteptase să sufere pentru trădarea soțului ei, să plângă, dar sufletul ei era liniștit, iar Ana simțea o bucurie tăcută. La urma urmei, ar fi putut trăi în continuare în ignoranță, ca o proastă. Oamenii simt de obicei când ceva nu e în regulă, dar soțiile sunt adesea ultimele care știu. De aceea par atât de proaste în ochii celorlalți. După serviciu, Ana a trecut pe la magazin. A cumpărat doar lucrurile care îi plăceau. La casă, a realizat cu surprindere că nu cheltuise prea mulți bani în ultimele 2 săptămâni. O adevărată economie. Nu era surprinzător. Totuși, Andrei fusese întotdeauna pretențios la mâncare, în ciuda salariului său modest. Starea ei de spirit se înviorase și mai mult. Ana se imagina făcând o salată, dând drumul la un film romantic și bucurându-se de o seară confortabilă în fața televizorului. Dar de îndată ce a intrat în curte, planurile ei s-au făcut praf. Andrei era acolo, umbâlând de colo-colo și clar înghețat. Ana își aminti că îi blocase numărul și zâmbi, mulțumită că nu reușise să-i strice starea de spirit mai devreme. Ana, ce naiba se întâmplă? Ce i-ai făcut la încuietoare? De ce nu-ți funcționează mâinile cum trebuie? Și cum rămâne cu telefonul? De ce stau aici și îngheț? Ana s-a oprit în fața lui. Răspund în ordine. Am schimbat încuietorile. Numărul tău este blocat. Andrei a fost luat prin surprindere, dar numai pentru o clipă. Ți-ai pierdut mințile. Ce te mai gândești la tine? Dă-mi cheile chiar acum și fă o plimbare de 3 ore ca să înțelegi cum e să îngheți aici. Ana băgă mâna în geantă, iar Andrei rânși satisfăcut. Dar în loc de chei, ea a scos o bucată de hârtie. Poftim, ia asta. E o notificare pentru divorțul nostru. Andrei a luat-o automat. Un divorț. Al cui divorț? Al nostru. Andrei, știu că nu te-ai dus singur la mare. Poți veni oricând după lucrurile tale, dar nu azi. Nu vreau să te văd. Andrei respiră adânc de câteva ori înainte să vorbească din nou. Și la ce te așteptai? Ești un șoarece. Tu. Eu sunt un bărbat tânăr. Interesant. Femeile se apropie de mine. Ana îl întrerupse. Ei bine, asta e grozav. Atunci nu va trebui să-ți petreci noaptea pe stradă. Ea vorbea, dar privea intrarea în curte. 3 SUV-uri mari au intrat. Au parcat și, în acel moment, Andrei a apucat-o de braț. O să faci ce-ți spun eu. Și ce dacă te-am înșelat? Cum ar putea cineva ca tine să nu fie înșelat? Ar trebui să fii recunoscătoare că sunt măcar cu tine. Acum dă-mi cheile. Repede. A ridicat mâna să o lovească. Ana a închis ochii, dar în clipa următoare și-a dat seama că nimeni nu o mai ținea. Ana, ești bine? Ea a deschis ochii. Nu putea fi. Era vocea lui Nechita. El stătea în fața ei, frecându-și pumnul. În spatele lui, Andrei se zbătea în zăpadă, iar între ei stăteau mai mulți bărbați puternici. Ana a zâmbit. Tu ești. Eu sunt. Chiar nu mă poți lăsa singură, nu-i așa? Intră să bei un ceai.
Ana a dat din cap și a izbucnit brusc în lacrimi. Tensiunea pe care o ținea înăuntru a cedat în sfârșit. Și-a îngropat fața în pieptul lui Nechita, udându-i haina scumpă cu lacrimi. El a suspinat. Ei bine, ce o să fac cu tine acum? S-au așezat în fața televizorului. Ana a făcut ceai, iar Nechita i-a spus că era avocat, cu propria lui firmă. Prietenul său schimbase cazul la care lucra, ceea ce a făcut ca Nechita să încarcereze din greșeală o persoană nevinovată, lăsând în libertate un criminal. Adevărul a ieșit rapid la iveală, iar Nechita risca o pedeapsă serioasă cu închisoarea. Dar, în timp ce se afla la Ana, a reușit să dezgroape emailurile și înregistrările din biroul său și să le trimită acolo unde trebuiau să ajungă. Acum totul era în spatele lui. Ana a zâmbit ușurată. Și pentru mine, de asemenea. Nechita a zâmbit și el, lăsându-și ceașca jos. Poate că acesta este un semn pentru noi, că ar trebui să încercăm să o luăm de la capăt. Împreună. Ana nu s-a putut abține să nu se aplece spre el. Totul e posibil.